Dar dacă vremea nu a fost una tocmai prielnică, peste 5.000 de argeșeni s-au aflat în centrul Piteștiului, acolo unde au avut loc manifestările dedicate Zilei Naționale a României. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat a României. Iată, românii, prin exprimarea liberă de voință în cadrul Marii Adunări Naționale, au hotărât să lovească granițele acelui stat. Glorie eternă armate române, la mulți ani România, Dumnezeu să binecuvânteze națiunea română și statul național unitar român. Manifestările au continuat cu o paradă la care au luat parte 500 de elevi și liceeni de la instituțiile de învățământ din Argeș, dar și cu o defilare a cadrelor militare și a tehnicii din dotarea acestora. La final, oficialitățile județului au avut și un mesaj pentru argeșeni. Vorbim de Ziua Națională a Românilor, a României, vorbim de un sentiment până la urmă care trebuie să ne anime pe toți. Ar trebui ca Ziua Națională să fie în sufletul fiecărui român în fiecare zi. Fie că vorbim de românii aflați în granițele acestui stat, fie că vorbim de cei care din diverse motive au ales să locuiască în prezent în altă parte. E un sentiment, dacă vreți, îmbucurător, e un sentiment patriotic până la urma urmei, care ne ține vie speranța că viitorul sună bine și de ce nu vom fi iarăși ce am fost și mai mult de atât. Găsesc și un mesaj tuturor celor care ne ascultă, ne văd sau nu ne ascultă sau nu ne văd, dar sunt român, să păstreze în inim și în suflet această datină care ne-a fost lăsată din mai bine de 100 de ani, dar nu numai, și să fim uniți și să ducem cu mândrie standardul României oriunde ne-am aflat. La mulți ani, România, la mulți ani tuturor!